Leo de la Strehaia, din nou pe masa de operație. Au apărut complicații multe. Familia se roagă pentru sănătatea lui. În urma intervenției suferite la colecist, Leo de la Strehaia spunea că se simte foarte bine, însă trebuie să urmeze un regim strict. M-am operat de fiere. Mi-a zis un medic acum că trebuie să mă opereze ca în fierea inflamată. A ieșit operație foarte bine. Am luat antibiotic 13-13 zile. Acum totul este bine. Eu zic că mă simt bine, o să trebuiască să țin regim, spunea Leo de la Strehaia, după prima operație. Lucrurile au luat o altă turnură. La o lună de la prima intervenție, afaceristul a ajuns din nou pe masa de operație. Potrivit fiului său, Leo ar fi avut un canal biliar înfundat. Tata s-a operat, după a întâmpinat o altă problemă, tot la fiere, a avut o problemă la canalele biliare. A avut un canal înfundat și a trebuit operat din nou. Că altă variantă nu există. A fost o operație cu riscuri, o intervenție grea, iar am trecut prin stres, prin frică. În fine, acum este bine. A spus acum, după cea de-a doua operație, fiul lui Leo de la Strehaia.